Peste 40.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră au fost astăzi la datorie pentru a supraveghea ca votul să se efectueze în condiții legale. Peste 200 de incidente au fost semnalate oamenilor legii. Ce sesizări au fost depuse pe parcursul zilei de astăzi, ne spune acum de la Ministerul Afacerilor Interne colega mea, Laura Duță. Laura, bună seara, te ascultăm! Până seara, reprezentanții Ministerului de Interne susțin că au fost semnalate astăzi 220 de sesizări privind încălcări ale procesului electoral. 97 dintre acestea nu s-au confirmat, însă s-au deschis 35 de dosare penale privind fraudarea votului, dar și coruperea alegătorilor și pentru alte infracțiuni. 33 de persoane sunt urmărite penale și s-au dat 25 de amenzi, susțin reprezentanții de aici, de la Ministerul de Interne. Astfel, în Vaslui, un bărbat a votat la două secții de votare. În Giurgiu, președintele unei secții de votare a fost înlocuit după ce acesta a fost implicat într-un accident. În județul Iași, de asemenea, un președinte al unei secții de votare, dar și un vicepreședinte al unei alte secții de votare au fost înlocuiți după ce s-a constatat că cei doi consumaseră băuturi alcoolice. O femeie tot din județul Iași a votat la o secție și în numele soțului său. De asemenea, în județul Hunedoara și în județul Buzău, președinții unor secții de votare au aruncat din greșeală, susține aceștia, 6 ștampile de vot. De asemenea, în județul Teleorman a fost deschis un dosar penal după ce președintele unei secții de votare s-a luat la bătaie cu un alegător din București care vroia neapărat să voteze la această secție de votare. 45.000 de polițiști, pompieri și jandarmi au fost mobilizați pentru această zi, iar acum, după ce votul s-a terminat, efectivele Ministerului de Interne vor duce în siguranță buletinele de vot la birourile electorale centrale. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!